care va să zică de bardadă și de gringoladă. Sălnăc, toamna lui 2018, se zice că este cel mai mare festival al gulașului din Europa de Est, reprezentativă pentru România, echipa condusă de Horațiu Armenciu. Horațiu, fă un semn aici să ne vadă lumea, împreună cu companiala lui de viață, Dana. Juniorul, prezintă-te și fă un semn. Iar ultimul, dar nu în ultimul rând, Duica Mihai, după cum vedeți, de bandada organizată este semnul că suntem pe drumul cel bun. Ne pregătim să luăm medalia de aur, trofeul competiției, premiul de popularitate pentru cel mai gustos paplicaș, pentru cea mai interesată metodă de gătit și etc. Într-un cuvânt, vom acumula toate premiile. Și dacă nu, nu. Hai noroc și pită unsă, să nu vă uitați ce a spus filozoful Sâma de la Oravița: Doamne, ferește-ne de rău, că de bine ne-ai ferit până acum. Distracție faină, să, eventual dacă aplicându să ia pentru... Păi da, o zi, să le trimiți un mesaj. Să le trimiți un mesaj. Le-am zis că am fost 20 de minute să fac. Care v-a să zic că ne gândisem la un foc molcom, dar pur și simplu lemnele din Ungaria ne-au dat așa o suplătură de balaur. Între timp, Vladi, cel mai harnic membru al echipei, s-a apucat de hăcuit piparca. Dana, mama lui, taie. Ce tai, Dana? Ceapă, ce se tai? Măi, mi se pare mie că la 4 kg de carne capac de vită avem doar 1,5 kg aproximativ de ceapă. Nu e prea puțin. N-o fi, asta avem, cu asta gătim. Mergem împrumut să mai luăm de pe la unguri? N-a că am început să vorbesc de andoasele. Una, două, nu ne-ar strica. Na, bine. Dar nu mă pricep la ungurește. Mă duc să stau de vorbă cu șeful care-i cu ochii pe noi, cum e zgârcitul pe butelie. Fiind eu bandit de felul meu, am stat pe lângă Horațiu și am furat rețeta. Prima dată a pus aproximativ 100 de mililitri de ulei, în care a călit o lingură vârfuită de chimen și o lingură vârfuită de boabe de piper, un ardei iute, foarte iute, spintecat doar la vârf, le-a scos și l-a aruncat în foc, acum a pus untură și urmează să... Ce urmează? Să punem și un pic de carne, zic eu, în muiaș. Măi, nu te juca cu un pic de carne, pui o jumătate de vacă măcar. Păi măcar jumătate. A, așa, deci avem, ai luat 3,8 kg de carne de vită, nu? Da, exact. După marinare, ea pierde din lichid, s-a rămas mult lichid la da, limpezire, așa nu? Este. Au rămas 3 kg, un sfert. A pierdut te... din, și mai pierde, zic eu, ceva fiind de mânzat, mai pierde și la... Pierde și poate undeva la 60% din cantitatea inițială, dacă rămâne. Aici, Ovidiu, iară, Horațiu este iară bandit, lasă untura să încingă până fumegă puțin și apoi aruncă toată carnea brusc acolo și o învârte burtos cu lingura până prinde o crustă de rumeneală. Ia cata, Dana a venit cu mânza, mânzatul. Ehe, Doamne, ăsta este sunetul fericirii. Pune-o și pe cealaltă parte. Stați cu ochii pe echipa de la Sibiu să vedeți ce urmează. Don't
Am pus și ultimul ingredient din acest fel de mâncare, adică un pic de boia prăjită în ulei. Ne pregătim să punem în recipientele pentru degustarea jurului și sperăm să primim și noi măcar o mențiune, dacă nu pe toate. Măi, oratule, mă supăr pe tine, ce vorbești prostii, vom lua marele premiu. Pe lângă marele premiu și o mențiune. Vom lua marele premiu, premiu întâi pentru calitate, vom lua premiu doi pentru ineditate, pentru perspicacitate și așa mai departe. Care va să zică deoarece și pentru că ne propuneam să avem o zi de chin, dar s-a întâmplat că jurul ne-a grăbit, în două ceasuri aproape și un sfert, a îngătat proba de concurs aici, ortacii noștri pleacă acum, hai, cine ia tava? Să n-o răsturnați că plâng, fac jale, fac, așa, plecați cu ea la juriu și să vă întoarceți cu medalia de aur și cupa. Ne întoarcem. Horațiule, da. Vezi, ca la noi la români, dă-și pagă, dă-și pagă. Puțin, chicit.